adevărat decât pe jumătate. Adevărul este că am vrut să rămân aici între voi, fiindcă de câte ori sunt întrebată ce sunt înainte de toate critic literar, eseist, traducător, pictor în vacanță, ce sunt, răspunde fiecare dată, mă simt în adâncul meu profesoară, dar sunt întotdeauna de aproximativ 60 de ani cititoare. Deci am vrut să fiu cu voi aici, cititorii. Festivalul Național de Literatură, care a avut prima ediție anul trecut, a fost gândit anume ca un loc în care nu doar scriitorii se întâlnesc cu alți scriitori și vorbesc despre cărți, ci mai ales scriitorii din toată țara vin la Cluj și se întâlnesc cu tinerii, cu elevi și cu studenți cu gen. Pot să vă spun că anul trecut, dar și anul acesta, scriitorii au fost fermecați și au ajuns la concluzia că la Cluj trăiesc cei mai isteți copii din țară, că sunt cititori de cursă lungă și că, prin urmare, pe ei se poate conta și mai departe. Gândiți-vă așa, fiecare om este odată om, dar poate să fie de mai multe ori om, potrivit numărului de cărți pe care le citește. Nu numai că fiecare carte este o lume, dar această lume în care intri te îmbogățește. Veți fi cei care știu și cei care nu vor putea fi păcăliți niciodată. Lectură plăcută tuturor!